Doamnelor și domnilor, din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii dezbaterea zilei. Imediat după sărbătorile Pascale, după mine vacanța de, de Paște, vor avea loc alegeri la baroul de avocația, Iași. Astfel încât astăzi stăm de vorbă cu unul dintre candidații la șefia baroului, domnul avocat Daniel Atasie, profesor universitar și, cum v-am spus mai înainte, candidat pentru funcția de decan al baroului Iași. Bună ziua, domnule avocat! Bine ați venit Bună în patul noastră! Din câte știu eu, chiar că pe ultima sută de metri v-ați înscris în această cursă, nu? De deci ce ați așteptat așa de mult? Până în ultimul moment. Așa este, am resimțit în urma discuțiilor cu colegii mei că e momentul să mă implic în mod activ în schimbările pe care și le doresc să le producă în ceea ce privește conducerea Baraului Iași. Schimbări numai în ceea ce privește conducerea baroului sau schimbări și în ceea ce privește structura barului, mentalitatea, știu eu, imaginea, imaginea baroului aș. Sigur, noțiunea de schimbare e destul de amplă și privită sub unghiuri destul de diferite. Unele lucruri sunt mai ușor de schimbat, altele ceva mai complicat. În mod cert există o dorință de schimbare, de progres și inclusiv la capitolul de imagine. Aici se poate face mai mult, mai bine, mai frumos. Sunt lucruri care s-au realizat de către conducerea actuală, dar cred că baroul poate și merită mai mult sub acest aspect. Și al organizării, dar și al imaginii. Ce ați schimbat dumneavoastră dacă veți ajunge decanul baroului Iași? Primul nu, nu, greșită întrebarea. Primul lucru pe care, care ar fi primul lucru pe care l-ați schimba? Cred că primul lucru ar fi să dau atenție imaginii de care baroul Iași sau pe care imaginii pe care baroul Iași o are în colectivitate. Cred că se poate face, se poate comunica mai mult. Sunt oameni valoroși în comunitatea noastră și aceștia Trebuie să prevaleze în ceea ce privește percepția pe care societatea civilă o are în legătură cu activitatea avocaților. Trebuie să înțeleg din ceea ce spuneți dumneavoastră că la ora actuală nu este percepută bine, există o lipsă de comunicare sau? Cred că există niște stereotipuri ale profesiei de avocat. Cred că avocatura este percepută cumva în mod nemeritat ca fiind uh, o activitate nu atât de onorabilă așa cum este ea în păi realitate. realitate. un avocat, păi, stați puțin, nu? Păi dacă discutăm despre uh, meseria de avocat, e clar că multă lume zice, noi, păi stai, vine persoana respectiv dublu omor uh, calificat cu, nu, sau furt de o mie, de un milion de euro. Îl apără avocatul, No, lumea zice, păi, nu, dar aperi criminali, aperi hoții, aperi infractorii. Suntem avocați și am depus un jurământ să apărăm, să protejăm drepturile individului. Fiecare cetățean are niște drepturi și el, sigur, este prezumat nevinovat până se dovedește contrariul. Și cred că și cel mai grav acuzat dintre acuzați are dreptul la un proces corect și are nevoie de un avocat foarte capabil care să-i asigure că trece printr-un asemenea proces de o manieră corectă. Este un lucru pe care, stimați spectatori, puțin dintre dumneavoastră înțeleg. Există prezumția de nevinovăție. Nu mai puneți etichete. E vinovat. E... Nu. Este nevinovat până când, instanța decide acest lucru. Bun, domnule avocat, a spus că veți schimba imaginea. Ce altceva doriți să, să schimbați, să modificați în cadrul baroului Iași? Cred că se pot aduce îmbunătățiri la nivelul de încredere pe care avocatul îl are în conducerea propriului barou. În ce sens? Cred că la acest moment, din discuțiile pe care le-am avut cu colegii mei, Avocatul se simte încorsetat, obligat să cotizeze și obligat să facă parte, pentru că profesia de avocat este una liberală, dar e obligatoriu să fie desfășurat în cadrul unui barou de avocați. Așa spune legea. Cu alte cuvinte, legea ne impune niște obligații, dar și avocatul e firesc să primească și niște beneficii din partea barului din care face parte. Și în acest context, o bună organizare a activității avocatului a activității de lucru cu avocatul e de natură să, unul, să-i aducă încredere sporită în barol din care face parte, mândria că este partea unui barou și suntem un barou, unul din cele mai mari barouri din țară și totodată baroul unui oraș universitar, un oraș care a dat prima universitate a țării. Ori în acest context e important ca baroul să dea ceva în schimb și baroul poate să se organizeze mai bine. Ce poate să dea în schimb baroul avocaților? poate să nu le mai consume atâta timp. Există o interacțiune cu fiecare dintre avocați care e de natură să le consume timp. Vă dau un exemplu. În fiecare lună, avocatul e dator să facă niște declarații, să plătească niște impozite, niște taxe către barou. <coughs> Sigur, e o obligație legală, cu toții ne supunem, când nu ne supunem, unii își mai pierde și le vede, li se vede suspendat dreptul de a, de a profesa. Fasa. Însă, suntem în secolul 21, suntem într-un oraș cu 20.000 de aitiști și trebuie să trecem și noi în era digitală. Această era digitală cred că e foarte simplu de implementat și la barou, astfel încât să nu mai fie nevoie să mă deplasez la sediul baroului pentru a completa cu pixul pe o hârtie, o declarație, după care să mi se elibereze o chitanță și să merg cu banii în mână. Există e-banking, există posibilitatea să virezi bani în cont, există posibilitatea de ce ca din fost, fața De ce nu a fost făcut acest lucru până acum? Pentru că nu, nu acum de șase luni sau de un an de zile a apărut ace -a, această revoluție uh, it -stă. Sigur, cred că eforturile au fost depuse de conducerea care tocmai își încheie mandatul. Nu întotdeauna e suficient să încerci, trebuie să și vrei, trebuie să și reușești. Nu am neapărat o explicație, dar e clar că lucrurile acestea se pot face și se pot face relativ simplu. Și vă mai dau un exemplu. Avem un sediu administrativ în al, al barului care este situat într-un apartament, da. situat la etajul 2 unui bloc. Imaginați-vă ce înseamnă ca lunar, sigur, sunt 800, 780 de avocați, dar lunar, măcar 500 dintre aceștia trebuie să vină și să, depună. și să depună o declarație scrisă și să plătească niște bani. Când lucrurile astea se pot face din fața calculatorului. Mama, stau și mă gândesc și eu, dacă vin într-o săptămână, nu? câte 50 de avocați pe zi, Într-o săptămână facem 350, ar trebui să vină cam o săptămână și jumătate câte 50 de avocați să intre pe Sigur. scara blocului. Da, bun, nu Sunt e problemă. Se mai ajută unii pe <gângh> alții. dar, domnule, eu dăm un simp, și mie bă, așa e. un este. timp pe care poți să-l câștigi și pe care să-l poți să petreci cu familia, cu clientul, cu activități extra profesionale. Bun, vreau să vă întreb un lucru, bă, pentru bă. că celelalte meserii, dacă mă refer și la medici, și la ingineri, și la ce vreți, există niște cursuri de perfecționare. După terminarea facultății, din când în când, domnule, uite, astea sunt noutățile, uite așa, în cadrul baroului avocat există astfel de cursuri și apar cazuri noi în care el a câștigat printr-un nu știu care tertip, se poate explica, împărtăși celorlalți colegi. Haideți să pornim de la faptul că prin însăși reglementarea legală a profesiei și în profesia de avocat, ca și în celelalte mari profesii, până la urmă, Pregătirea profesională continuă este esențială. Cu toții terminăm o facultate de drept, dar e datoria noastră să învățăm, să învățăm, să ne perfecționăm. Și experiența asta trebuie împărtășită. Sunt oameni calificați care pot, oameni care au obținut rezultate deosebite în această profesie și care pot împărtăși experiența lor și celorlalți avocați. Și la acest capitol e loc de îmbunătățiri. Eu sunt membru al Institutului Național de pregătire profesională a vocaților. sunt lector în cadrul acestei uh, instituții și am mers la colegii din barourile din Moldova în ultimii ani la zeci de conferințe de pregătire profesională. Sunt specializat în penal, am activitate didactică și atunci asta mă oferă posibilitatea să transmit poate mai ușor informațiile pe care le acumulez. Din, mă rog, dintr-o anumite motive, iașul este deficitar la acest lucru și e neplăcut <laughs> pentru că suntem totuși un centru universitar. Zâmbesc pentru că profesați în Iași, așa sunteți specializat pe așa ceva, sunteți lector la un institut care pregătește profesori și cadrul didactic universitar și îmi spuneți că la Iași, e puțin mai dificil cu această pregătire. De ce? Sunt avocații mai, cum să spun, mai încrezători? Dom'le, gata, am terminat, eu știu să mă pregătesc singur, eu nu am nevoie de ajutor, nu am nevoie de... Sau nu, nu este o implicare a baroului în organizarea unor astfel de, de conferințe, de sesiuni? Să nu mă înțelegeți greșit, există, dar există manifestări în acest sens, dar... Activitatea avocaturii este foarte variată. Eu sunt specializat pe un segment, alți colegi sunt specializați pe alte segmente. Vă pot spune că în domeniul meu al dreptului penal nu prea au existat astfel de pregătiri profesionale la nivelul iașului. Sigur, același lucru pot să-l spun. S-au străduit cei care au condus baroul în acești 8 ani de zile, dar rezultatele au întârziat să apară și aici cred că este un loc în care Pot face lucrurile să progreseze. Asta pentru că, sigur, fără a suna laudă de, de sine, prin manifestările la care am participat, am luat legătura, am intrat în contact cu, cu specialiști ai, ai domeniului dreptului și a dreptului penal. Astfel încât, cu editurile juridice de profil, astfel încât aceste legături există, ele pot fi potențate. Corect, corect. Adică este mult mai simplu și pentru dumneavoastră să puteți să le transmiteți invitația, veniți, că avem aici o manifestare. Domnule avocat, vreau să vă întreb un lucru care ridică unele semnele de întrebare. Acele oficii. Avocat din oficiu nu știu, mie mi se pare că în astfel de cazuri în care avocatul știe că primește o sumă și nu e cine știe ce din partea statului, nu prea îl trage inima să, nu, să, se zbată pentru clientul lui. Nu cred că e neapărat imaginea corectă. Aceste avocatul în oficiu este în esență un avocat pe care statul îl acordă în mod prioritar, să zicem, în dosarele penale, celor pe care îi consideră a fi uh, categorii, să zicem, de risc în procesul penal și cărora li se acordă posibilitatea de a avea o încadrare juridică. Prin lege, în special pentru judecătorie, cel puțin avocații stagiari proaspăt intrați în avocatură sunt îndrumați către aceste oficii, dar există și avocați definitivi care prestează avocatura din oficii. Nu pot spune în niciun caz că avocații care intră în aceste oficii nu sunt pregătiți sau nu sunt dedicați. Din potrivă, sunt oameni foarte bine pregătiți, oameni care fac această muncă în condițiile în care imaginați-vă că pentru oficiile care au fost în acordate sau care au fost prestate pentru faza de urmărie penală, pentru ceea ce se întâmplă la parchet, sunt restanțe de ani buni, adică oamenii au intrat în esență benevol pentru că nu au fost plătiți pentru aceste oficii. Și atunci cum? Problema nu e neapărat în acel loc, problema ar fi din maniera în care uh, barul reușește să distribuie de o manieră transparent aceste păi, oficii. Mai, mai înainte dumneavoastră a spus că de obicei în astfel de oficii intră avocații stagiari. Avocați stagiari, ai terminat facultatea, experiența într-o sală de judecată este... Doar la judecătorie pentru că la judecătorie. Pentru, pentru Tribunal și Curtea de Apel Stagiarul nu are dreptul să intre, iar acolo intră avocați definitiv, avocați cu experiență și care au ales în mod voluntar pentru că a participa la aceste oficii este rezultatul unei opțiuni personale. Nu vrei să participi, nu ai, nu be nu ai, nu ai beneficii nu de o deduceri ceva de obligativitate. E un beneficiu care decurge din faptul că lunar, fiind pe acea listă, ți se repartizează niște oficii, iar oficiile care sunt acordate la instanță se plătesc uneori cu întârziere, dar se plătesc. Am înțeles. Bun. Haideți să vă întreb un lucru, pentru de că de obicei în alegerile politice se merge în echipă. Domnule, eu vreau președinte cu el premier sau eu vin, nu știu, primar cu un viceprimar. Așa este și la barou de avocați, trebuie să mergeți în echipă, să faceți echipă. Eu doresc funcția decan și prodecan Sigur, în, în această Sau să fac alianțe pe loc, ad hoc, sau. Cu siguranță există afinități, cu siguranță și e firesc să fie acest lucru. Sunt candidați care relaționează mai bine sau au o anumită consonanță cu alți candidați. Nu există nici obligația și nici interdicția de a face astfel de echipe. Ideal este ca la finalul unor astfel de alegeri, echipa votată, rezultată în urma votului exprimat de către colegi să poată funcționa ca o echipă și e ceea ce îmi doresc și sunt convins că asta se va întâmpla. Indiferent că ele sunt rezultatul opțiunii unor uh, voturi distincte, diferite, până la urmă am convingerea că toți cei care și-au înscris numele pe listele de vot sunt acolo prezenți pentru că vor să facă bine baroului și atunci bine la acesta este scopul comun care îi unește pe mai departe în mandatul ce le va fi încredințat. Am înțeles. Mulțumim foarte mult pentru participarea la emisiune, mult succes, mult succes pentru alegerile din 7 mai, alegeri care, într-adevăr, exact cum a spus și noastră, este, sunt desfășurate la cel mai mare barou din Iași, suntem oricum cel mai mare municipiu din România, except în capitala. Așa că imaginea baroului din Iași spune multe despre ceea ce înseamnă meseria de avocat în România chiar. Doamnelor și domnilor, ne punem punct ediției de astăzi. După data de 7 mai vom reveni cu amănunte privind rezultatul alegerilor de la baroul de avocații Până data viitoare, cele bune, la revedere!